Deficitul a urcat la 3,97% din PIB după primele 10 luni. Gaura din buget a sărit de 62 de miliarde de lei. Execuția bugetului general consolidat în primele 9 luni din 2023 s-a încheiat cu un deficit de 56,46 de miliarde de lei, respectiv 3,55% din PIB. Fondul Monetar Internațional a estimat în 1 octombrie o creștere economică de 2,3% pentru România în acest an și un deficit bugetar de 6% din PIB, adică mult peste limitele asumate de guvern. Aceasta nu constituie singura problemă. Companiile străine sunt nemulțumite de noile măsuri fiscale și ar putea decide să-și reducă investițiile. Consecința directă ar fi o încetinire a creșterii economice a României, iar dacă aceasta se agravează, ratingul nostru de țară va fi retrogradat. Deja cei mai recunoscuți analiști ai agențiilor de rating, după care se ghidează lumea la nivel internațional, au declarat că economia României nu va mai fi văzută ca stabilă. Asta ne obligă să ne împrumutăm la dobânzi mult mai mari decât în prezent, sau în cel mai rău scenariu vom ajunge iar la dispoziția Fondului Monetar Internațional.